Continuăm cu proiectul Nicovala. Aici vreau să-i fac cornul. Am făcut un pic de trasaj, am cum să vină un vârf aici mai în sus. Și ăsta e lucru în progres. Aici, pe când eu mă ocup de restul ce a rămas. Am rămas astăzi fără trepied, din greșeală și nu prea am filmat ce am făcut până acum, dar e simplu. Asta m-ați văzut adineori făcând. Am pilit ca să intre aici, am dat câteva afturi și am mai tăiat încă dau bucăți de fier și le-am haftuit. De aici încolo o să fie numai încărcătură de sudură și astăzi probabil că e cam atâta. Când să sudesc cornul, sper să am trepiedul la mine și să filmez restul. După cum spuneam și în prima parte, acest proces de construire a durat mai mult. Adică îl fac printre alte proiecte, când am un pic de timp liber și dispoziția ca să sudez. Până la urmă m-am hotărât să-i fac pătratul din alte materiale. Adică m-am renunțat la ideea să măresc gaura și să fac pătrat la cald. Și am găsit o metodă mai ingenioasă, după cum se poate și observa. Pare rău pentru calitatea mai prostă la aceste, cred că vreo 2 minute. Într-o zi am rămas și fără aparat și fără trepied și am filmat cu ceva aparat mai slab. Și nu era nici reglat foarte bine, nu mi-am dat seama până ce am ajuns acasă să văd că claritatea lasă de dorit. Însă aici deja e claritate bună și după multe ore de sudură care nu au rămas documentate, acesta e rezultatul.